Săptămâna aceasta vom vorbi despre Platon. Mai precis despre noua ediție Platon, din care a apărut primul volum în aceste săptămâni. Zilele acestea toată lumea vorbește despre un singur lucru, și anume apariția primului volum din o nouă traducere integrală a operei lui Platon. E sigur că nu exagerezi, chiar toată lumea? Așa, cel puțin de pe Facebook, așa pare. Există, desigur, vechea ediție îngrijită de Constantin Noica și Petru Creția, care are așa un fel de aură mitică în jurul ei. Dumneavoastră ați colaborat și la aceea, ați tradus Republica și Filevos. Poate ne spuneți câteva cuvinte cum era lucru cu Noica și Petru Creția și apoi de ce v-ați decis să începeți o nouă traducere integrală. Țin minte că eu traduceam Republica, îi trimiteam lui Noica la Sibiu, la Altiniș, prin poștă îi trimiteam niște pagini ce făcusem, nu știu, 20-30 de pagini, el mi le trimitea înapoi. Dar am aici și o anecdotă. La un moment dat, prin 99-2000, așa ceva, am făcut și alții, m-am dus să-mi văd dosarul de la Securitate. Și ce să vezi, că erau acolo, printre alte lucruri, erau fotocopiate niște pagini din propria mea traducere, din scrise la mașină, cu notele lui Noica, cu însemnările lui făcute cu cerneală. Și Dumnezeu, m-am uitat să văd despre ce e vorba, de ce le-a trăsese lor atenția. Erau niște cuvinte încrucișate. Eu foloseam pentru expresia lui Platon Phylakes, foarte frecventă în Republica, o traduceam cu paznici. Noi că nu i-a plăcut paznici. Mi s-a părut că sună paznic de gheretă, paznic de cale ferată și a trecut gardieni. Și asta băieților le-a sunat, li s-a aprins o lumină, gardien de la gardă, noi ca vechiul gardist, ce-au subliniat. Ce v-a determinat să vă înhămați la acest proiect? Mai întâi de toate, a zice 50 de ani sau 40 de ani este suficient pentru ca să existe o nouă traducere din Platon, orice ar fi. Uitați-vă ce se întâmplă în culturi mari, cum e cea franceză sau cea engleză. În al doilea rând, trebuie observat că vechea traducere, asta despre care vorbeam acum, nu mai găsești dacă o cauți în librării, nici pomeneală, n-a fost reeditată ca atare, în anticariate când și când, în mod cât un volum disparat. Deci este o lipsă. În al treilea rând, ea nu e completă, n-a fost niciodată completă. Au lipsit legile, cel mai întins opera lui Platon, au lipsit scrisorile, a lipsit banchetul pe care l-a tradus Petru Creția, dar în alt format și separat, mult mai târziu. În consecință, se cuvenea să existe o traducere integrală și făcută dintr-un punct de vedere unitar. Veniți să aflăm împreună mai multe vineri seară la Cafeneaua Filozofică, pe Zoom și pe canalul nostru de YouTube. Grigore Vida, în dialog cu Andrei Cornea, moderat de Dana Jalobeanu, Cafeneaua Filozofică de vineri seară.